În cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul PSD Călăraș, președintele Consiliului Județean Călăraș, Vasile Iliuță, a făcut prima declarație publică referitoare la trimiterea sa în judecată de către procurorii DNA. Iliuță a spus că prezumția de nevinovăție funcționează, iar celor care îi poartă de grijă le-a transmis că 3 ani și jumătate trebuie să-l mai suporte. Președintele e de părere că un astfel de proces durează, timp în care își poate duce actualul mandat la bun sfârșit. Precizăm că procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Constanța, au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a lui Vasile Iliuță, care la data faptelor și în prezent ocupă funcția de președinte al Consiliului Județean Călăraș. În sarcina acestuia s-au reținut infracțiunile de abuz în serviciu, fals intelectual în formă continuată și șantaj. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut că Vasile Iliuță și-ar fi încălcat atribuțiile de serviciu prevăzute de lege, în sensul că ar fi îngrădit dreptul la muncă al unui număr de 10 angajați din cadrul Consiliului Județean Călăraș. Concret, Vasile Iliuță nu a aprobat plata drepturilor salariale angajaților respectivi în condițiile în care magistrații Tribunalului Călăraș au dispus suspendarea 2 hotărâri ale Consiliului Județean Călăraș, în urma cărora cele 10 persoane fuseseră eliberate din funcția publică pe care o dețineau. În aceeași perioadă și în același context, Vasile Iliuță ar fi semnat 2 documente despre care știa că sunt falsificate și în care, cu știință, nu fuseseră inserate perioadele lucrate de persoanele vătămate în modalitatea mai sus menționată. Prin aceste demersuri ar fi fost creat un prejudiciu în dauna angajaților respectivi în valoare de 134.203 lei, cuantificat în neplata drepturilor salariale. De asemenea, în data de 20 decembrie 2019, Vasile Iliuță ar fi exercitat constrângerea asupra unui procuror pentru a-l determina să nu dispună trimiterea sa în judecată într-o cauză penală în care avea calitatea de inculpat. Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitorului în instanță spre judecată, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție. Okay. Nu ne-ați răspuns, l-ați spus la începutul conferinței. Trebuie de minunile care mi s-au adus și... Referitor la dosarul pe care și trimiterea în judecată, lucrurile sunt clare, prezumția de nevinovăție funcționează, sunt în cameră preliminară. Vă spun un singur lucru. Mai sunt 3 ani jumate de mandat, nu cred că o să fie timpul necesar să poată să fie finalizat acest dosar. Celor care poartă de grijă le spun așa. 3 ani jumate trebuie să mai mă suport. După aia vom vedea. Vă mulțumesc!